Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Georgiana. Clipul de astăzi este un vlog de călătorie, dar un vlog de călătorie din trecut. O să vă explic imediat despre ce este vorba. Înainte de asta vreau să vă spun, da, observați singure, da, că am schimbat din nou fundalul și cred că o să mă opresc la acest fundal, îmi place pentru că este mult mai luminos. Acum, revenind la subiectul clipului de astăzi, vlog de călătorie din trecut, ei bine, în 2013 am fost împreună cu soțul meu în vacanță în Portugalia și ne-am ales Lisabona. Și vreau să vă povestesc un pic așa cum a fost drumul până acolo, cum a fost Lisabona efectiv, unde am stat, care a fost atmosfera, dacă mi-a plăcut, dacă nu mi-a plăcut. Ei bine, o să șterg de la început misterul, mi-a plăcut foarte mult în Lisabona și dacă nu ați ajuns încă în acest oraș minunat, vă recomand să includeți Lisabona pe lista voastră de locații de vizitat, pe lista voastră de vacanță, pentru că este un oraș minunat și Portugalia, de fapt, este o țară superbă. Din păcate, nu am fost decât în Lisabona, dar sper pe viitor să ajung din nou în Portugalia și să vizitez și alte locații. Oricum, aici am o cutie plină cu fel și fel de suveniruri, cu fel și fel de hârtii și hârtiuțe despre Lisabona și adunate de pe unde am fost eu prin Lisabona, am inclusiv bonuri de casă, deci am o groază de tâmpenii, așa sunt eu. Când mă duc într-o locație, păstrez fiecare hârtiuță, fiecare bon de la casa de marcat și le pun într-o cutie și am destule cutii de genul acesta cu diverse amintiri de pe unde am mai fost eu plecată. Aceasta este cu Lisabona și am și poze și o să vă includ pe ecran și poze și filmulețe ca să nu fie ceva plictisitor în care eu doar să vă vorbesc despre Lisabona și să nu vă arăt efectiv nimic. Bun, deci am fost în luna august a anului 2013 plecat în Lisabona. Ne-am rezervat această vacanță, cred că undeva prin luna mai, iunie, dacă nu mă înșel. Bun, primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne căutăm bilete de avion. Am găsit bilete de avion la Blue Air și la TAP Airlines. TAP este compania națională a Portugaliei, ceva de genul acesta. Am ales Blue Air-ul pentru că nu era diferență de preț absolut deloc, dar am ales Blue Air-ul pentru că aveau un orar de zbor mult mai ok, mai ales la întoarcere. Cei de la TAP Airlines la momentul respectiv, pentru întoarcere, pentru Lisabona-București, aveau un orar destul de... care nu ne convenea, destul de dificil, aveau zborul super de dimineață pe la 6 dimineața, deci trebuia să fim în aeroport foarte, foarte devreme, pe când cei de la Blue Air îl aveau undeva la prânz și ne-a convenit mult mai mult așa. Deci am ales Blue Air-ul. Sinceră să fiu, nu mi-a făcut plăcere să circul cu Blue Air-ul. Zborul nu a fost deloc confortabil, probabil că între timp s-a schimbat situația, dar la momentul respectiv nu mi-a făcut deloc plăcere să circul cu ei. Dar asta a fost, am ajuns cu bine la destinație și ne-am întors cu bine, nu ne-au pierdut bagajele, nimic de genul acesta, pur și simplu zborul nu a fost super confortabil. Am aici pe această hârtie încă rezervarea, pentru că v-am spus, am păstrat absolut tot, inclusiv rezervarea de la hotelul am. Și o să vă citesc câteva informații despre rezervarea făcută. Deci am plecat pe data de 6 august, plecarea a fost la 8:35 dimineața și am ajuns la 11:25. Trebuie să aveți în vedere faptul că este o diferență de fus orar între București și Lisabona, deci zborul a durat aproape 4 ore și ne-a costat dusul 430 de lei, iar întorsul, ne-am întors pe 13 august, am plecat la 12:10 din Lisabona și am ajuns la 6:20 în București și ne-a costat 645. Zborul a costat destul de mult, sinceră să fiu, pentru o companie low cost mi s-a părut destul de mult zborul, dar la momentul respectiv nu am găsit nimic mai bun și asta a fost. Sinceră să fiu, nu mai mi-amintesc exact unde ne-a lăsat avionul, pentru că tot ce țin minte este că din aeroport am luat direct metroul și ne-a dus spre oraș. De fapt, ne-a lăsat chiar la stația de lângă hotel, pentru că hotelul pe care ni l-am ales era foarte, foarte aproape de o gură de metrou. Ni l-am ales special așa, ca să ne putem deplasa foarte ușor prin oraș. Deci chestia asta este minunată pentru că aeroportul este destul de departe totuși de oraș și un taxi cred că ar fi costat destul de mult. Am preferat să luăm metroul pentru că ne lăsa fix la aeroport. Când am plecat din Lisabona, am luat din nou metroul, am ajuns în aeroport și din aeroport, pentru a ajunge în terminalul 2, unde era de fapt zborul nostru, ne-a luat un autobuz. Deci dacă plecați cu Blue Air-ul, trebuie să aveți în vedere că la întoarcere, cel puțin când vă întoarceți acasă, așa era atunci,
Acum poate lucrurile s-au schimbat, trebuie să verificați evident momentul în care vă rezervați un zbor, dar atunci când am fost eu în 2013, când am plecat spre casă, am ajuns la terminalul 1, de acolo am luat un autobuz care ne-a scos un pic pe autostradă, a ocolit ceva și ne-a dus în terminalul 2. Dacă am fi mers cu TAP Airlines, nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta pentru că ei aveau zboruri din terminalul 1. Trec la cazare. Am rezervat o cameră la un hotel folosind site-ul booking.com. De câte ori am fost plecată pe undeva, oricum am folosit Booking. Și o singură dată s-a întâmplat să ne luăm țeapă, dar nu din cauza site-ului, din cauza că n-am fost noi atenți și n-am citit exact referințele despre hotelul respectiv. Dar asta este o altă discuție. Deci am folosit booking.com, rezervarea a fost în regulă, nu am avut absolut nicio problemă. Ne-am rezervat o cameră la hotelul Olisipo Marques de Sa. O să vă las în bara cu descrieri link către acest hotel. Mie personal și soțului meu nouă ne-a plăcut foarte mult acest hotel, ne-au plăcut foarte mult condițiile. Am stat 7 nopți, am avut o cameră cu aer condiționat, a fost super ok din acest punct de vedere, nu am avut restricții la absolut nimic, am avut internet disponibil în cameră și în tot hotelul, de fapt era internetul disponibil și gratuit, am avut micul dejun inclus, nu știu dacă am spus sau nu, și ne-a costat pentru 7 nopți 426 de euro. Bun, ce am mai avut inclus în această cameră? Bun, acceptau cărți de credit. Era rezervarea gratuită, dar dacă anulai cu o zi sau cu două înainte de a pleca, te taxau, îți luau cam 60 de euro dacă anulai rezervarea cu două zile înainte să ajungi. Nu a fost cazul pentru că evident am ajuns acolo. Bun, despre hotel ce pot să vă spun, mi-a plăcut foarte mult acest hotel, mi-au plăcut foarte mult condițiile, o să includ pe ecran poze cu hotelul. Mi-a plăcut zona unde se afla, pentru că nu era într-o zonă super, super aglomerată, era destul de liniștită zona respectivă. Partea proastă pe care nu aveam noi cum să o prea întâmpinăm a fost că într-o anumită zonă pe lângă hotel erau niște lucrări stradale, dar nu ne-au deranjat pentru că aveam aer condiționat, țineam geamul închis și era totul super ok. Stăteam foarte aproape de gura de metrou și foarte aproape de un centru din acesta comercial. Chiar foarte mare era acel centru comercial și ne puteam cumpăra diverse chestii dacă ne doream lucrul acesta. Deci hotelul a avut o amplasare foarte bună, condiții excelente, era curat, era liniștit, era într-o zonă foarte liniștită, amplasat hotelul. Micul dejun era și el destul de bun, era gama destul de variată, meniul era foarte variat, nu se schimba de la o zi la alta, dar fiind atât de variat, în fiecare zi puteai să-ți alegi altceva. Vreau să spun că în acel hotel am băut, cred că, cea mai bună cafea pe care am băut-o eu vreodată, o cafea extrem de bună, extrem de aromată, nu știu ce cafea foloseau, dar a fost delicioasă. Înainte de a pleca în Lisabona, am găsit și o carte, cred că toată lumea știe cărțile acestea, de la National Geographic, despre Portugalia și implicit și despre Lisabona și mi-am cumpărat-o. Am dat foarte puțin pe ea, de aceea mi-am și cumpărat-o. Deși, în mod normal, cam toate informațiile pe care vrei să le afli le găsești pe internet, am zis hai să iau cartea aceasta, să o am cu mine. Mi-a fost utilă cartea, într-adevăr, am găsit chestii interesante și am găsit foarte multe lucruri pe care altfel cred că nu le-aș fi aflat și nu le-aș fi vizitat. Deci, puteți să căutați astfel de cărți, sunt cu siguranță utile. În momentul în care am ajuns în Lisabona, un alt lucru pe care l-am făcut a fost să ne cumpărăm un Lisabona card. Acesta este ghidul care a venit împreună cu cardul. Cardul arăta cam așa. Era valabil pentru 3 zile acest card și a costat, am și bonul, deci v-am spus că păstrez absolut orice. Da, cardul a costat 39 de euro. 39 de euro, iar cu acest card am intrat gratuit la diverse puncte turistice. Aveam transportul inclus, transportul public era inclus în acest card, deci nu a trebuit să plătim separat și bilete de transport. Bun, aveați reduceri cu acest card și la diverse restaurante, toate erau listate în acest ghid. Bun, datorită lui chiar am intrat la foarte multe atracții turistice pentru că foarte multe aveau biletul destul de scump, la unele am avut reduceri, dacă n-am avut gratuități, am avut reduceri în baza acestui card. Și era chiar ok, adică a meritat să dau 39 de euro pe acest card,
pentru că n-ar fi costat mult mai mult, bine, am avut fiecare cardul său, evident, dar n-ar fi costat mult mai mult biletele de transport, intrările pe la diverse muzee sau diverse atracții turistice, dacă nu am fi avut acest card. Acum trebuie să vă spun ce am vizitat prin Lisabona, o să iau într-o ordine oarecare, pentru că nu mai țin minte care a fost primul obiectiv turistic vizitat, dar țin minte că am făcut o plimbare cu vaporașul și mi-a plăcut foarte, foarte mult această plimbare. A costat 12 euro. 12 euro era doar dus, one way, dar ajungeai, da, într-o altă parte a Lisabonei și era ok, adică nu te lăsau în mijlocul apei. Și puteai să iei de acolo cu transportul în comun spre zona unde tu locuiai sau spre o altă zonă din oraș. Deci era ok, nu trebuia să iei musai dus întors. Mi-a plăcut foarte mult plimbarea cu vaporașul, o să am un filmuleț și o să-l includ. O să-l includ probabil la final sau peste ceea ce eu vorbesc, încă nu știu, o să văd la editare. Vă recomand plimbarea cu vaporașul, a fost super interesantă, mi-a plăcut foarte mult. Am văzut în această plimbare cam toate atracțiile turistice pe care deja le vizitasem. O să vă arăt, sunt aici jos pe acest pliant. Am văzut turnul din Belem pe care îl vizitasem deja. Acesta este monumentul descoperirilor, în fine, nu știu dacă traduc exact cum trebuie. Aceasta era o mănăstire, mi-a plăcut foarte mult, am vizitat-o, este superbă această mănăstire. Podul acesta, 25 aprilie, care face legătura între cele două părți ale Lisabonei. Bun, acesta este un monument cu Iisus Hristos, cred că este cumva o imitație a monumentului din care se află în Brazilia. Dacă nu mă înșel, cred că la asta se referă. Și aici, Praça do Comércio, era o piață foarte, foarte mare și această piață se termina efectiv la apă. Prin Lisabona trece un râu. Lisabona nu are ieșire direct la ocean. Dacă vreți să mergeți la ocean, trebuie să mergeți în Cascais sau Estoril. Din Lisabona nu o să ajungeți direct la ocean. Plimbarea cu vaporașul este pe râu, râul Tejo sau ceva de genul, acesta se numește. Și evident că vă recomand să vizitați separat fiecare dintre aceste atracții turistice. Turnul din Belem, lângă turnul din Belem este și turnul descoperirilor, în fine. Foarte aproape este și această mănăstire, care este superbă și chiar merită să o vizitați. Să o vizitați în detaliu, petreceți ceva timp acolo, vă spun sigur asta. Podul 25 aprilie, acesta de jos, acest pod, din câte am înțeles, seamănă sau a fost construit din aceleași materiale cu care a fost construit podul din San Francisco, Golden Gate, și da, seamănă foarte mult cu acel pod. Există și un alt pod, podul Vasco da Gama, pe acela îl puteți vedea dacă ajungeți într-o altă parte a orașului, despre care o să vorbesc puțin mai încolo. În schimb, nu am ajuns la acest monument al lui Iisus Hristos, era pe partea opusă de unde noi eram, deși am trecut pe partea cealaltă a Lisabonei, nu am ajuns până la acest monument. Bun, și piața aceasta pe care nu aveți cum să o ratați, evident, acolo este loc de promenadă. Bun, cam asta ar fi cu atracțiile turistice ce apar pe acest pliant. O altă atracție a orașului o reprezintă funicularul. Vă recomand să faceți această plimbare. Era destul de aglomerat, dar și am urcat foarte mult în funicular, am stat destul de înghesuiți, dar este o plimbare superbă și ajungeți într-o altă parte a orașului, efectiv, o să vă lasă undeva sus și de acolo o luați la pas și vizitați orașul și priveliștea este superbă. Funicularul era foarte aproape de zona unde era centrul de informare turistică, asta mi-amintesc. O altă atracție turistică o reprezintă elevatorul Santa Justa. Acest elevator face parte din rețeaua de transport în comun. Este foarte, foarte vechi, de aceea reprezintă o atracție turistică. Am stat foarte mult la coadă până am reușit să intrăm și noi în lift, dar a meritat fiecare secundă de așteptare pentru că ajungi la un alt nivel al orașului. Orașul este pe coline construit cumva de genul acesta. Și de aceea au funicular și aceste lifturi care te duc la un alt nivel al orașului. Mi-a plăcut foarte mult această experiență cu elevatorul și de sus se vede orașul superb. Și vă recomand să nu ratați cumva, dacă ajungeți în Lisabona, să nu ratați funicularul sau elevatorul Santa Justa. O altă atracție turistică ce mi-a plăcut foarte mult și pe care vi-o recomand și vouă a fost muzeul Calust Gulbenkian. Calust Gulbenkian era un armean foarte, foarte bogat care a
a cumpărat, a investit foarte mult în artă și tot ce a avut a lăsat moștenire statului portughez, dacă nu mă înșel, și s-a ocupat să facă o fundație în numele său și un muzeu unde sunt expuse toate obiectele de artă pe care el le-a deținut și le-a achiziționat în timpul vieții sale. O altă atracție turistică a fost Muzeul Trăsurilor, cred că așa se numește limba română. Vă recomand să-l vizitați, nu o să vă ia foarte multă vreme și găsiți acolo expuse trăsuri din secolele trecute. Sunt foarte bine îngrijite, sunt foarte bine păstrate și sunt superbe. Vă spun că arată superb, sunt niște piese deosebite și chiar merită să fie văzute. Ce mi-a plăcut mie iar în Lisabona foarte mult, un fel de grădină botanică, ce se numește Estufa Fria. Și acolo, vai, este superb. Era foarte cald în Lisabona, pe timpul zilei era foarte, foarte cald. Ce mi s-a părut mie interesant este că seara se răcorea foarte tare. Nu era frig, dar se răcorea foarte mult comparativ cu ziua. Dar ziua, dacă doriți să aveți parte de un moment așa de respiro și de o atmosferă ceva mai plăcută, vizitați Estufa Fria, este o grădină botanică până la urmă și găsiți acolo foarte, foarte multe plante interesante. Mi-a plăcut foarte mult, aveau foarte multe hortensii. Foarte multe și erau superbe, nuanțe diferite. Vă recomand Estufa Fria de negreșit, trebuie să o vedeți. Acum o să trec la partea culinară în Lisabona, în Portugalia. De fapt, în general, cred că se mănâncă foarte bine, mai ales în Lisabona. Fiind aproape de ocean, evident că peștele este oceanic și este mereu proaspăt. Mie, în general, nu îmi place peștele și foarte, foarte rar mănânc pește. Dar în Lisabona, cred că aproape fiecare zi am mâncat pește, pentru că era foarte, foarte bine preparat și mâncărurile pe bază de pește la ei mi-au plăcut în mod deosebit. Eu vă recomand să mergeți în restaurantele acestea mai micuțe, care nu sunt neapărat în centru, trebuie să mergeți un pic pe străduțe ca să dați peste ele. Restaurantele mai mici, care sunt afaceri de familie mai mult, pentru că acolo mâncarea este și mai bună, este și mai ieftină. Am mâncat și prin centru, dar nu pot să spun că a fost mai bună mâncarea decât am mâncat în restaurantele acestea mai micuțe. Un restaurant la care am păstrat și cartea de vizită pentru că ne-a plăcut foarte, foarte mult ar fi acesta, Esti Bordeaux. Și un fel de mâncare ce mie mi-a plăcut în mod deosebit și l-am mâncat de vreo câteva ori cât am fost în Lisabona, se numește Cod a la Bra. O să vă las în bara cu descrieri link, cred că spre Wikipedia, despre acest fel de mâncare. Mi-a plăcut atât de mult acest fel de mâncare încât m-am dus în Lisabona doar pentru a mânca acest fel. În Lisabona vă recomand să beți vinuri, să beți vin de Porto, este foarte bun vinul de Porto și au foarte, foarte multe vinuri. Au ceva de genul vino verde, care este un vin foarte, foarte tânăr. Dar mie nouă, de fapt, nu ne-a plăcut. Ne-am cumpărat vino verde, dar nu ne-a plăcut în mod deosebit. În schimb, am băut un vin care se numește Mateus. Se scrie Mateus, dar se citește Mateus. L-am găsit și pe la noi, se găsește prin supermarketuri prin București. Este foarte bun, este un vin ușor acidulat, ca un fel de șampanie, dar nu este șampanie. Este un vin foarte bun care mergea de minune cu mâncarea pe care o mâncam acolo pe bază de pește. Deci despre mâncare cam asta ar fi, vă recomand să încercați Cod a la Bra și să încercați vinurile lor, vinul de Porto, chiar și vino verde, de ce nu, încercați-l dacă ajungeți acolo, chiar dacă mie nu mi-a plăcut, încercați-l, poate vouă să vă placă. Și să încercați să mâncați mâncare tradițională, mâncarea zonei, pentru că este foarte, foarte bună. Și trecând un pic peste partea gastronomică, vreau să vă povestesc puțin în câteva cuvinte despre atmosfera generală din Lisabona. Ne-a plăcut foarte mult atmosfera, oamenii sunt super degajați, super relaxați, foarte respectuoși, se comportă frumos cu turiștii, dacă aveți nevoie de o informație, ori să vă ofere fără probleme. Oamenii se descurcă la engleză, am fost și prin diverse magazine și care nu erau neapărat destinate turiștilor, dar oamenii se descurcau la engleză foarte bine și am reușit să comunicăm și să obținem informația pe care trebuia să obținem, așa că din acest punct de vedere totul este ok. Un alt lucru pe care vi-l recomand dacă ați ajuns în Lisabona este să faceți mici călătorii prin stațiunile din jurul Lisabonei, spre Sintra și spre Cascais. Spre Cascais, dacă vreți să faceți plajă și să faceți baie în Oceanul Atlantic și dacă vreți să vedeți Cabo da Roca, și spre Sintra, dacă vreți să vedeți castelul din Sintra. Sintra este o localitate foarte, foarte frumoasă și am luat la pas acest mic orășel și am descoperit locații super interesante. Cascais, acolo am fost doar pentru plajă, am făcut plajă, am stat la plajă o zi întreagă,
Mi-a plăcut foarte mult. Apa din ocean era foarte rece, deși afară era foarte cald, era chiar o zi caniculară. Apa oceanului era destul de rece, dar ok, suportabilă, adică nu au fost probleme, am intrat în apă. Mi-a plăcut foarte mult plaja la ei, nu ne-am plimbat foarte mult prin Cașcai, din păcate. Era o zi caniculară și nu am vrut să facem izolație, așa că ne-am oprit la plajă și atât. În Sintra ne-am plimbat la pas prin toată stațiunea. Este și un castel acolo, castelul din Sintra, la care nu am ajuns, trebuia să urcăm până la castel. Și am renunțat la ideea de a vedea castelul, dar ne-am plimbat la pas prin, am preferat să ne plimbăm la pas prin toată stațiunea și este o stațiune super frumoasă și vă recomand să dedicați o zi întreagă acestei stațiuni, fie că mergeți să vizitați castelul, fie că doar vă plimbați prin această stațiune, merită să faceți această mică călătorie, cred că 30 de minute a durat cu trenul, cam așa. În mare, cam asta ar fi despre excursia noastră în Lisabona. La început, când ne-am rezervat biletele de avion și cazarea, ne-am gândit că 7 zile este prea mult pentru un singur oraș, dar sinceră să fiu, mi-aș fi dorit să mai stau încă 7 zile, pentru că erau mult mai multe lucruri de făcut și de văzut pe acolo, dar, în fine, este bine că am stat și atât. Deci vă recomand din tot sufletul să vizitați Lisabona, fie că mergeți pentru 3 zile, faceți un city break, fie că mergeți o săptămână sau 10 zile, aveți ce vedea și din Lisabona vă puteți foarte ușor duce și spre alte zone. Deci vă recomand din tot sufletul Lisabona. Mie mi-a plăcut, nouă ne-a plăcut de fapt foarte, foarte mult. Cred că este una dintre locațiile mele preferate. Și sinceră să fiu, noi nu am fost. În această vacanță nu am fost super stresați să vizităm cât mai multe muzee, cât mai multe obiective turistice. Am luat totul foarte, foarte ușor și relaxat și am vizitat foarte multe, oricum foarte multe muzee foarte interesante, dar au rămas o groază de văzut, dar nu ne pare rău pentru că a fost o vacanță super relaxantă. Bun, dacă aveți întrebări, s-ar putea să fie foarte multe chestii pe care eu să le fi exclus, dar dacă aveți întrebări, îmi spuneți în zona de comentarii și cu mare plăcere o să vă răspund la ele. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, o să vă las în continuare cu câteva filmulețe și câteva fotografii din Lisabona, o să vă spun fiecare fotografie și fiecare filmuleț unde a fost făcut. Dacă vreți să mai fac astfel de videoclipuri, îmi spuneți în zona de comentarii, am mai fost prin diverse alte locuri din Europa, și chiar mi-ar face mare plăcere să vorbesc despre ele. La fel în comentarii, dacă ați fost deja în Lisabona, în Portugalia, de fapt, aștept să-mi spuneți vouă cum vi s-a părut, dacă v-a plăcut, ce v-a plăcut în mod deosebit, pe unde ați fost, ce ați vizitat. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă puteți găsi pe toate rețelele de socializare, Coedul și KingQuest și până data viitoare, vă pupați, toate cele bune, ne revedem!